Bună seara, stimații telespectatori, și bun regăsit la o nouă ediție a emisiunii Săptămâna de Business. În această seară vom discuta despre economia prahoveană, despre ceea ce se întâmplă la nivelul Camerei de Comerț și Industrie Prahova, cum reușește această instituție să sprijine mediul de afaceri și ce avantaje au cei care aderă la Camera de Comerț și Industrie Prahova. Avem alături de noi două doamne. Doamna Maria Ciobanu, director executiv al Camerei de Comerț și Industrie Prahova, bună seara și bun venit la emisiune. Bună seara, și doamna Alexandra Petre, cea care are o relație mai apropiată, așa să spunem, cu mass media, fiind directorul Direcției de Promovare Relații Publice a CCI Prahova. Bună seara și mulțumim pentru invitație. Acum două săptămâni l-am avut chiar pe președintele instituției pe care dumneavoastră o reprezentați, pe domnul Aurelian Gogulescu, cel care a venit însoțit de ambasadorul Republicii Moldova. Am discutat atunci foarte pe larg despre colaborarea aceasta bilaterală România-Republica Moldova și rolul pe care Camera de Comerț și Industrie Prahova îl are în această colaborare. Aș vrea acum să vă întreb dacă au intervenit sau nu ceva modificări față de ultimele date statistice pe care noi le-am avut, și când spun noi le-am avut, s-a referit și domnul președinte la ele, vis-a-vis de ceea ce înseamnă economia prahoveană în momentul de față, faptul că ne aflăm într-un oarecare regres față de anii precedenți. Datele acestea au fost prezentate și în cadrul unei conferințe de presă. Ce perspective ar fi pentru acest an? Dacă subscrieți, sigur, subscrieți la ele, dar dacă au apărut sau nu modificări pozitive, sperăm noi, din acest punct de vedere. Deci dacă ne luăm după estimarea Comisiei Naționale de Prognoză, care, așa cum spuneam, estimează pentru România o creștere de 4,1% și menționează... Pentru 2016. Pentru 2016 putem să avem... un pic altă perspectivă, fiindcă între județele fruntașe în creștere este menționat și județul Prahova, alături de alte trei județe, Brașovul, Sibiu și Oltu. Deci avem motive să fim optimiști că situația se va schimba în bine, iar noi, Camera de Comerț și Industrie Prahova, facem tot posibilul ca acest lucru să se întâmple. Fiindcă până la urmă creșterea economică o dă comunitatea de afaceri, mediul de afaceri, și prin ceea ce Camera de Comerț și Industrie Prahova, care înseamnă comunitatea de afaceri, respectiv membrii Camerei de Comerț și Industrie Prahova, care sunt membrii comunității de afaceri. Deci împreună, așa cum spune și motoul nostru, împreună pentru afacerea ta, putem să facem lucrurile să meargă spre bine. Pentru că tot ați amintit, spre foarte bine. Spre foarte bine. Pentru că tot ați amintit despre ceea ce înseamnă Camera de Comerț și Industrie, haideți să introducem puțin și pe telespectatorii care poate sunt mai puțin familiarizați cu menirea acestei instituții, cam ce se întâmplă la dumneavoastră acolo pentru a sprijini mediul de afaceri. Da, deci în esență Camera de Comerț și Industrie, la modul general și în mod special și particular, să zic, Camera de Comerț și Industrie Prahova înseamnă membrii ei. Noi ne-am străduit de-a lungul timpului, de la reînființarea Camerei din 1990 și până în prezent, în fiecare an ne-am străduit, pornind de la tradiția pe care am studiat-o cu atenție și am luat-o în seamă, pornind de la exemplele altor camere de comerț și industrie din lume, cu tradiție mai veche sau oricum continuă, și că am lucrat mult și lucrăm în continuare la dezvoltarea acestei relații, Camera de Comerț cu membrii ei. Fiindcă, în esență, Camera de Comerț face servicii și furnizează servicii întregii comunități de afaceri. Dar ca să furnizeze niște servicii profesioniste, profesionale, ca să le diversifice, ca să le dezvolte, are nevoie de informația și aportul comunității de afaceri. Asta înseamnă membrii pentru Camera de Comerț. În schimbul acestui lucru, membrii Camerei de Comerț au
o serie de beneficii. Până să ajungem la beneficiile membrilor Camerei de Comerț și Industrie, aș vrea să vă întreb care ar fi condițiile pentru o firmă. Să spunem că un administrator de firmă care ne privește în momentul de față vrea de mâine să devină membru al Camerei de Comerț și Industrie Prahova. Cam ce ar trebui să facă și ce condiții trebuie să îndeplinească? Presupun că nu îi primiți în rândul organizației chiar pe toți cei care vă solicită acest lucru. Nu, prima condiție e să solicite acest lucru. Dar ca să solicite lucrul ăsta, trebuie să informeze un pic asupra a ce înseamnă să fie membru al Camerei. Noi pe site-ul nostru avem publicate toate informațiile, tot ce înseamnă și membru al Camerei și ce primește în schimbul acestei calități, dar nu asta este esențialul. Deci, important e firma să funcționeze, să nu fie implicată în niște dosare penale cu hotărâri definitive rămase cu probleme. Altfel, orice firmă, chiar și una nou înființată, poate să solicite calitatea de membru. Cererile membrilor sunt supuse aprobării Colegiului de Conducere al Camerei, deci sunt discutate în ședințele de colegiu și primesc această calitate în schimbul, deci de la înscriere trebuie să plătească o taxă de înscriere care, mă rog, eu zic că e modică, 500 de lei, urmând ca apoi să plătească anual o cotizație așa cum e stabilită tot de Colegiul de Conducere al Camerei, în cuantum stabilit de Colegiul de Conducere al Camerei. Aveți mai multe tipuri de socii, adică mai multe paliere în care, de exemplu, o firmă poate să cotizeze? Care e cel mai mic cuantum pe care îl poate plăti o firmă? La momentul ăsta, deci există, să le zicem, niște pachete de servicii. Ajungem cu siguranță și la serviciile de promovare, unde o lăsăm pe doamna Petre. Categoriile de membri sunt în funcție de facilitățile pe care le primesc. Cea mai mică cotizație la momentul ăsta este 500 de lei pe an. Doamna Petre, vreți să interveniți? Apropo de membri, de promovarea membrilor, Camera de Comerț și Industrie Prahova lucrează și va realiza în premieră o lucrare intitulată Elita Comunității Afacerilor Prahovene, membrii Camerei de Comerț și Industrie Prahova, care își propune tocmai să focuseze atenția pe acești membri care reprezintă firme reprezentative pentru domeniile economice ale județului, ale economiei prahovene. Va fi o lucrare mai mult decât un compendiu, mai mult decât o prezentare pur și simplu de firme. Va fi o lucrare de promovare și de evidențiere a firmelor care chiar sunt valoroase, care chiar în domeniul lor de activitate reprezintă firme cu un cuvânt bun de spus. Și această lucrare la care firmele au început deja să se înscrie și pentru care au început deja să trimită materiale va fi editată în două limbi, în română și în engleză, va avea forma unui album color format A4, iar ca și promovare, ca și vizibilitate a firmelor care apar în această lucrare, ne propunem o sferă largă de parteneri ai Camerei de Comerț și Industrie Prahova, unde va ajunge această lucrare în țară și în străinătate. E vorba de Camere de Comerț în România, Camere de Comerț în străinătate, partenerii noștri, e vorba de membrii ai Corpului Diplomatic din România, e vorba de ambasade ale României din străinătate, toți colaboratorii noștri instituționali. Deci această lucrare, și dacă în fața televizorilor la ora aceasta se află membrii, e bine să știe, și dacă încă nu s-au înscris în această lucrare, e bine să știe că e excelent să-și găsească locul în paginile acestei lucrări. Apropo de promovare. Lucrarea aceasta va apărea în cursul acestui an? Da. Undeva pe la mijlocul pentru acestui prima an. Prima dată. Intenționăm să reedităm pe urmă. Altfel, instituția dumneavoastră a editat și reeditat o analiză a economiei prahovene, un studiu asupra economiei județului Prahova, o lucrare foarte analitică și foarte bine
documentată și structurată în același timp. Da, între serviciile pe care le realizează camera este și acesta de întocmire, de studii, de prognoze, de analize, iar Camera de Comerț și Industrie Prahova chiar anual întocmește această radiografie a economiei județului. Într-adevăr, nu numai cu ocazia acelui top al firmelor prahovene, unde premiați pe cei mai buni dintre cei buni, dacă putem spune și așa. Și aceea este o lucrare de promovare și în paginile catalogului de top se regăsesc elemente privind structura economică a județului, dar lucrarea la care vă referiți este cea care a apărut în 2012, în primăvara lui 2012, în format tipărit. Dar noi această radiografie a economiei județului o realizăm în fiecare an, pe baza datelor de bilanță, luni și analizând pe toate domeniile de activitate reprezentative ale județului, pe localități, mediu urban, mediu rural, da, investiții care apar. Deci e o lucrare laborioasă și în format electronic, da, o facem în fiecare an, atunci când există posibilitatea și a existat, am făcut-o și tipărit. O și tipăriți, da. Este una din atribuțiile, da, Camerei de Comerț și Industrie. Probabil că aceste prevăzută prin lege și prin statut. Cu siguranță, da. Unul dintre beneficiile de care se bucură o firmă este și prezența în aceste cataloage ale dumneavoastră. O firmă care este, desigur, membra Camerei de Comerț și Industrie Prahova. În primul rând, firma se regăsește acolo prin rezultatele ei, care concură la dezvoltarea economică a județului și, bineînțeles, în aceste lucrări, mai ales în cele tipărite, există pagini de publicitate unde firma poate să apară, sigur că da. Dar ocazia aceasta acum în premieră este ca firma să apară cu prezentarea ei într-un tipar pe care noi l-am recomandat firmelor, astfel încât lucrarea noastră aceasta cu elita comunității prahovene, membrii camerei, să aibă o structură unitară, da? Deci firmele au primit un tipar în care, după care ele să structureze informația. Și v-am spus, este o ocazie deosebită să apară într-un cadru chiar deținută. În felul ăsta se vede aportul fiecărei firme la economia județului, fiindcă tocmai că este descrisă economia județului, performanțele economice ale județului și fiecare firmă cu aportul ei la aceste rezultate. Fiecare firmă membră. Deci este făcută numai cu membrii camerei. Bun. La începutul acestui an și nu numai acum, dar dacă ar fi să ne referim doar la această perioadă scursă, iată, o lună, două luni și jumătate, nu, din 2016, au avut loc câteva acțiuni la care firmele din Prahova au fost prezente și în special firme membre ale Camerei de Comerț și Industrie. Aș vrea să vă întreb ce reacții au aceste acțiuni pe care dumneavoastră le organizați. Sigur, sunt întâlniri bilaterale, fie că vine un ambasador, un secretar de stat, fie că vine un atașat economic al unei ambasade, fie că există un anumit domeniu de activitate pe care dumneavoastră doriți să-l sprijiniți sau să-l faceți în așa fel, să promovați și să socializeze oamenii, pentru că și acesta este un element extrem de important. Ei vin acolo în discuțiile cu o firmă, cu un reprezentant al unei anumite autorități, dar și la final cred că aceste discuții care au loc bilaterale între ei sunt foarte, foarte importante. Ce reacție aveți din partea mediului de afaceri în privința aceasta? Vă spuneam că, de fapt, toată activitatea camerei se sprijină pe membrii ei, inclusiv prin propunerile pe care le fac, inclusiv prin feedback-ul pe care îl dau, chiar și după aceste întâlniri și tocmai de aia, de obicei, noi venim cu câte o propunere pe care apoi, dacă reluăm același tip de acțiune, îl îmbogățim și îl îmbunătățim în funcție de feedback-ul pe care îl primim de la firmele participante. Deci ăsta este rolul membrilor, clar. Este rolul membrilor în dezvoltarea, diversificarea activității camerei și, în consecință, este ajutorul pe care membrii noștri îl dau comunității de afaceri prin intermediul camerei. Bun, aș vrea să vedem o primă rubrică a acestei emisiuni, rubrica Vocea Străzii, să vedem ce părere au oamenii
pe care i-au intervievat colegii noștri vis-a-vis de ceea ce înseamnă economia prahoveană în momentul de față, cum ar trebui ea sprijinită mai mult. Haideți să vedem Vocea Străzii. Ce așteptări aveți de la oamenii de afaceri? Duduie, e o întrebare grea. Nu trebuie să vă spun eu, trebuie să știe ei. Nici o speranță. Deci fiecare e pentru el, fiecare e pentru și oamenii de afaceri și politicienii noștri care... Crezi că ar trebui să reinvestească o parte din profit? Ar fi bine. Ar fi bine, dar nu cred. Merg de-am rasele toate. Cred că ar trebui să investească o parte din profit, să creeze mai multe locuri de muncă, știu eu? Locuri de muncă, sigur, asta trebuie. Și nu mai spun și locuri de muncă, cât și sănătate și totul. Corectitudine, cinste și cu salariile, cu totul, în legătură cu totul. Să fie cinstit și corect și altceva ce să... altceva nu. Am revenit la săptămâna de business, am văzut câteva păreri ale celor intervievați. Haideți să vedem care ar fi beneficiile de care se bucură un membru al Camerei de Comerț și Industrie Prahova. În primul rând, prin calitatea de membru, o firmă se bucură de prestigiu. De ce spun treaba asta? Deci apartenența la o cameră de comerț înseamnă apartenența la cea mai veche organizație în domeniul afacerilor. Prima cameră de comerț a fost constituită în Marsilia la 1600, da, în jur de 1700, exact. La noi în țară, camerele de comerț datează din anul 1864, înființate prin decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Anul trecut noi am făcut... A fost acel triplu jubileu. Da. Am sărbătorit 150 de ani de la... fiindcă decretul a fost dat în 1864, dar practic camera Prahova a început să funcționeze în 1865. Deci spuneam că se bucură de prestigiu prin apartenența la această organizație credibilă, respectată în lume și cu rădăcini adânci în istorie. Are garanția promovării intereselor, promovării și susținerii intereselor firmei, comunității de afaceri în general, fiindcă nu susținem interesul unei firme. Întotdeauna se susține un interes comun și general. În fața autorităților din țară și din străinătate, primește, se bucură de încredere și credibilitate datorită faptului că rețeaua camerelor de comerț și industrie în lume este cea mai bogată rețea de asociații ale comunității de afaceri. Noi, prin acordurile de colaborare, prin relațiile pe care le-am dezvoltat de-a lungul timpului, putem să asigurăm firmelor intrare în relații cu firme din întreaga lume prin intermediul camerelor de comerț. Se bucură de informare sigură și la timp. Deci furnizăm informații din surse sigure. Exact, pe care le prelucrăm, ne asigurăm că sunt ok și încercăm să ținem pasul cu timpul nevoilor, da. Așa. Și că nu în ultimul rând beneficiază de discounturi importante la serviciile pe care camera și partenerii ei le dau firmelor membre.
Apropo de aceste discounturi, știu că la un moment dat exista un discount în ceea ce privește participarea firmelor din județul Prahova la cel mai mare la Romexpo, în pavilionul central sau, mă rog, în celelalte zone unde se desfășoară expoziții tematice. Mai este valabil acest lucru? Da, sigur, în virtutea calității de partener oficial camera, partener oficial zonal al celui mai mare organizator de târguri și expoziții din România, Romexpo SA, firmele membre ale camerei, în baza certificatului de membru, pot obține un discount de 20% la închirierea spațiului la târgurile organizate de Romexpo. Deci e un discount substanțial, da? Pentru că la Romexpo nu sunt tarife mici. La Romexpo sunt multe târguri internaționale și firmele prahovene, da? Ca și de altfel și firmele membre ale celorlalte camere de comerț teritoriale se bucură de obținerea acestui discount. Da, este un avantaj foarte important. Ar mai fi și alte avantaje ca să devii membru al Camerei de Comerț? Niște beneficii. Ia sublinia. Doamna Ciobanu, trebuie să spunem că dumneavoastră nu ați mai fost de foarte mult timp la o emisiune televizată și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră să veniți la Săptămâna de Business. Așa încât, cu siguranță că aveți o dorință de a ne spune ce alte beneficii mai au firmele. E foarte adevărat, n-am mai fost de mult. Iubesc Camera de Comerț și comunitatea de afaceri. Lucrez de 26 de ani în sistem. Asta am vrut să vă întreb. Dumneavoastră de 26, dumneavoastră, doamna Petre? 18. Deci fac majoratul. Faceți majoratul. Mai, să ne chemați și pe noi la sărbătoare. De fapt, doamna Ciobanu și Camera de Comerț anul trecut au împlinit la Camera de Comerț 25 de ani de activitate modernă. Modernă, da. Și 15 ani de când funcționați în acest sediu, nu? În noul sediu, da. Da, revenind la beneficii, sunt atât de multe lucruri de spus despre relația cameră cu membrii ei. Este pentru mine cel puțin, este o relație specială pe care am încercat să o dezvolt, să o perfecționez în permanență. Fiindcă, într-adevăr, membrii Camerei de Comerț merită tot ce e mai bun din partea camerei, până la urmă camera înseamnă membrii ei, cum vă spuneam. Un alt beneficiu foarte important este că orice membru al camerei se bucură de prioritate la consultanța în afaceri pe care o dăm. Deci furnizăm cu discounturi sau gratuit consultanță pentru înființare de firme, dar și pentru dezvoltarea afacerilor, pe informare pe posibilități de finanțare pentru firme, posibilități de finanțare interne și externe, finanțări europene și nu numai. Aveți specialiști în acest domeniu sau colaborați cu anumite persoane care sunt și din afara instituției? Deci avem specialiști pentru consultanța în înființare de firme. Asta o facem cu specialiștii noștri. Pentru informarea privind posibilitățile de finanțare o facem cu specialiștii noștri. Consultanță efectivă pentru finanțare facem cu colaboratori. Nu putem să fim specialiști în toate. Să le aveți chiar pe toate, nu? Sigur. Și tot foarte important, de-aia am și lăsat-o la urmă, este activitatea de formare și perfecționare profesională. Deci, în zona formării profesionale, Camera de Comerț și Industrie Prahova, alături de încă alte câteva camere de comerț din țară, sunt furnizori autorizați de formare profesională de calitate, de înaltă calitate. Se lucrează în permanență la calitatea în formarea profesională continuă, probabil că știți, se fac tot felul de propuneri, de schimbări, inclusiv comisia asta pentru calificare și formare profesională a trecut de la Ministerul Muncii la Ministerul Educației, a fost sub dublă subordonare, în momentul ăsta funcționează la Ministerul Educației, dar
Camera de Comerț, Prahova, întotdeauna și-a respectat standardul în furnizarea formării profesionale. Tocmai de aia suntem căutați pentru acest tip de serviciu. Avem un portofoliu bogat. Practic, dumneavoastră faceți cursuri pentru chiar și pentru managerii de firme, dar și pentru, pentru angajați sau poate chiar și pentru șomeri, persoane și face, absolut, și în căutarea unui loc de muncă. Și pentru persoane fizice, indiferent că sunt angajate sau șomere sau persoane inactive, mă rog, lucrurile aici sunt mai... Am furnizat în ultimii ani aceste cursuri, am putut să furnizăm aceste cursuri gratuit, datorită faptului că am accesat fonduri structurale, fondurile europene, și au avut rezultate foarte bune. Am organizat cursuri de calificare foarte bune. Oamenii, după ce au urmat aceste cursuri, și-au deschis o afacere sau s-au angajat foarte mulți. Și deci au fost cu urmări dintre cele mai... o să zic cele mai pozitive, nu cred că e corect. Doamna Petre, cei care au venit la dumneavoastră și au făcut aceste cursuri, mulți ne-au ajuns și nouă la urechi faptul că au fost mulțumiți de ceea ce au găsit la dumneavoastră. Cum reușiți tot timpul să vă reinventați? Pentru că a devenit concurență și pe piață, nu? Nu mai sunteți singurii care oferiți astfel de servicii. Sunt și firme private și alte entități care fac lucrul acesta. Cât de greu este să ții pasul cu... pentru a fi în piață? Da, e adevărat, ne reinventăm și în același timp, cum îi place doamnei Ciobanu să spună, suntem proactivi. Suntem proactivi în sensul în care venim tot timpul în întâmpinarea firmelor cu ceea ce avem semnal de la firme că le trebuie, că le este util. Vedem care este pulsul pieții, da? Vedem, pentru că vorbeam de cursuri, vedem care sunt cerințele în ceea ce privește legislația. Legislația însăși impune realizarea anumitor programe de formare, da? Profesională. Și tocmai în sensul acesta, că veni vorba de cursuri, în permanență autorizăm noi cursuri, da? Nu ne plafonăm în sensul în care dacă am aflat că pe piață sunt alți furnizori, spunem ok, fac ei, nu facem noi. Nu, pentru că știm că nivelul la care prestăm aceste servicii este unul deosebit. Știm că firmele apreciază și caută serviciile noastre. Nu avem decât să intrăm în această competiție cu ceilalți furnizori de servicii. Și este valabil nu numai pentru organizarea de cursuri, este valabil pentru organizarea de evenimente, pentru care suntem căutați pe lângă evenimentele pe care le inițiem noi, conferințe, seminarii, prezentări de firme. Sunt colaboratori din afară care vin și ne solicită să organizăm astfel de evenimente de promovare sau de socializare business. Avem colaborări pe care le perpetuăm de-a lungul anilor. Aveți și experiență în acest domeniu, trebuie da, să avem spunem. Și experiență, ne ajută și comunitatea de afaceri, care este foarte receptivă la ceea ce propunem, care la rândul ei ne solicită, v-am spus, anumite evenimente, spre exemplu prezentările de firme sau lansările de obiective, produse. Sigur că da, sau de produse, dar de obiective, da, economice. Firmele când au astfel de noutăți de adus pe piață în atenția comunității de afaceri, ne solicită. Ne solicită pentru că știu că organizăm astfel de evenimente la modul cel mai profesionist. Deci cum facem să fim prezenți pe piață la un nivel care ne face cinste, zic eu, și nouă ca organizație și membrilor noștri? Într-adevăr, cum a spus, reinventându-ne, simțind și urmând pulsul pieții, întrebând și fiind atenți la toate semnalele care vin din partea firmelor. Pentru că până la urmă ei spun ne trebuie asta sau asta sau asta. Sau nu ne mai trebuie serviciul sub forma asta, ne trebuie sub altă formă.
Bun, vom lua o scurtă pauză de publicitate și vom discuta apoi despre, o să intrăm puțin în miezul problemelor, să vedem care ar fi aceste cursuri sau în ce domenii ați organizat și veți organiza, pentru că mult mai interesante sunt cele care urmează, sigur, din perspectiva celor care vor să acceseze astfel de cursuri de formare profesională în acest an. Deocamdată, publicitate. Ai probleme cu vederea? Atunci ar trebui să mergi la cabinetul oftalmologic Dr. Mihaela Pienaru din Ploiești. Oferă servicii complete atât pentru adulți cât și pentru copii, de la consultații pentru diagnosticarea afecțiunilor oculare, tratamente oftalmologice până la operații de cataractă sau glaucom, dar și prescriere și executare de ochelari. Prețurile sunt atractive. Cabinetul oftalmologic Dr. Mihaela Pienaru, strada Timiș, numărul 3, lângă Colegiul Național Ile Caragiale. Telefon 0726-203-894. Ca să vezi bine! Laurus Medical Ploiești oferă terapii unice în România. Tratamentul hemoroizilor, terapia varicelor prin scleroterapie, consultații medicale în specialitățile gastroenterologie, urologie și dermatologie. Puteți efectua endoscopie și colonoscopie gratuit cu bilet de trimitere. Nouă. Consultații de alergologie. Programări la 0244-535-888 sau în strada Maluroșu, numărul 33. Mișcare și sănătate într-o sală cu aparatură performantă, modernă și cu personal specializat. Aparate de fitness și saună, antrenamente asistate și monitorizate. Paraol Gym. Sport și sănătate. Paraol Gym. În complex Paraol Vest, telefon 0344-267-813. Promoție unică în Ploiești. Până pe 8 martie, abonamentele full time plus sauna inclusă sunt gratuite pentru fete. Este o joacă. Policlinica Medis din Câmpina, strada Criviței, numărul 83, ia foarte în serios problemele tale de sănătate. Vă oferim servicii de laborator, medicina muncii, consultații și investigații de specialitate, precum și ecografia de șold. Sau ieși din Câmpina, ai nevoie de o mașină curată. Eco Car Wash îți poate oferi acest serviciu la un preț pe care aproape că nu-l crezi, de numai 13 lei. Venind din centrul orașului la Troița din cartierul Slobozia, face stânga pentru a beneficia de serviciile unei echipe profesioniste care va face ca mașina dumneavoastră să arate ca nouă. În plus, la a cincea spălare, vă oferim pe a șasea gratis și de fiecare dată, cafeaua este din partea casei, servită bineînțeles într-un ambient relaxant și plăcut. Eco Car Wash vă așteaptă! Mm.
Am revenit la săptămâna de business, discutam la finele primei părți a emisiunii despre cursurile pe care Camera de Comerț și Industrie Prahova le organizează și aș vrea, doamna Petre, să intrăm puțin în miezul problemei. Ce cursuri ați organizat până acum, dar mai ales ce cursuri urmează să se întâmple în acest an, pentru că ele cu siguranță sunt foarte atractive și... Da, Camera de Comerț și Industrie Prahova are un portofoliu de 29 de cursuri autorizate, dar organizăm și cursuri neautorizate, dar care sunt foarte solicitate și cel puțin care în ultima vreme, împreună cu seminariile de informare, au trezit un mare interes. În perioada care s-a scurs de la începutul anului, am organizat, cred, un număr de 15 cursuri. 15 cursuri, unele dintre ele s-au repetat, cele de manager resurse umane, cele de auditor în managementul deșeurilor și am avut o serie de... De fapt, au fost două seminarii de informare cu privire la prevederile noului cod fiscal, modificările codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2016. Care au fost foarte multe și care nu s-au terminat nici în momentul de față. Da, vedem aceste... continuă și modificările da, continuă. Da, ele continuă. Deci... Am văzut chiar astăzi foarte multe știri vis-a-vis de oameni de afaceri care încă nu știu ce trebuie să declare în ceea ce privește sediile sociale ale firmelor care le au în apartament, în locuință și așa mai departe. Așa e. Și, practic, aceste cursuri sunt și ele la fel la solicitarea firmelor. Noi, practic, avem afișat pe site portofoliul de cursuri și pe măsură ce se formează grupele de cursanți care trebuie să aibă un minimum de participanți, demarează cursul. Astfel încât în perioada următoare, ca și cursuri care vor demara, sunt cel de manager resurse umane, auditor în domeniul calității, inspector sau referent de resurse umane, expert accesare fonduri structurale, responsabil gestionare deșeuri, este unul din cursurile care care a mai avut loc anul acesta chiar de două ori până acum, expert achiziții publice, salarizare, expert legislația muncii. La solicitarea firmelor, tot așa în momentul în care se formează grupă de cursanți, organizăm cursuri de limbi străine. Avem autorizate de limba engleză, dar și de limba germană, de limba italiană, dar v-am spus la solicitare când se formează grupă. Sunt aceste seminarii de informare. Am inclus în portofoliul nostru de curând, deci de anul acesta, seminarii foarte, foarte interesante privind de programarea neurolingvistică. Este un domeniu relativ nou mai în România, nou, da. Da, care abordează într-o manieră globală dezvoltarea personală și în felul acesta și dezvoltarea afacerii, pentru că un antreprenor ca să-și folosirea dezvolte... Folosirea management. Exact, da. Programării neurolingvistice. Un alt program. Și ați organizat un astfel de curs sau ați avut... Urmează. Da. Sunt solicitări în acest sens? Da, sunt, pentru că dezvoltarea personală este un trend. Au apărut foarte multe cărți, care fie au fost distribuite cu anumite publicații de specialitate economică și în anii precedenți. Și este într-adevăr, așa cum spuneați, un trend pe piață care se vinde foarte bine. Dar așa este și noi l-am lansat, de fapt, acest curs, care nu este un curs autorizat, este un curs scurt și intensiv. L-am lansat prin intermediul unui seminar. Deci am organizat luna trecută un seminar pe tema asta, gratuit, la care a venit foarte multă lume și a fost foarte interesată de continuare prin intermediul cursului. Și atunci, așa cum spuneați în prima parte a emisiunii, pentru că țineți cont de feedback-ul venit de la oamenii de afaceri, ați și reacționat, ați fost proactiv, cum a spus amândouă mai devreme. Da.
Și un alt curs de asemenea lansat în premieră este consiliere dezvoltare personală, la fel în sfera aceasta dezvoltării personale, care se adresează atât managerilor de firme, cât și antreprenorilor, cât și salariaților care vor să-și dezvolte abilitățile atât personale cât și profesionale prin această consiliere în ceea ce privește dezvoltarea personală. Și noi avem în această emisiune o rubrică prin care încercăm așa foarte pe scurt să informăm telespectatorii în ceea ce privește anumiți termeni economici, așa încât vă propun să urmărim împreună cu telespectatorii noștri rubrica de educație financiară. Am revenit la săptămâna de business, am făcut și puțină educație financiară. Haideți să vedem, pentru că eu din ce știu, Camera de Comerț și Industrie Prahova organizează și anumite misiuni economice pentru firme interesate să participe, știu eu, la târguri, expoziții, manifestări care au loc atât în țară cât și peste hotare. Ce puteți să ne spuneți despre acest lucru? În domeniul relațiilor interne și internaționale, activitatea Camerei de Comerț și Industrie Prahova a devenit de notorietate, dacă de notorietate. Putem, pentru că aveți avem un președinte care este un diplomat în adevăratul sens al cuvântului, un om de relații. Ca atare, activitatea s-a dezvoltat și este recunoscută de, și în țară și în străinătate, și la nivel de ambasade și la nivel de misiuni, de misiuni diplomatice ale României în străinătate. De altfel, am văzut că și la topul firmelor prahovene din ultimii ani, o pleiadă de ambasadori, de atașați comerciali, corect, da, economici au venit, da, la această manifestare, ceea ce nu este un lucru prea de neluat în seamă, să spun așa. Sigur, ținând cont de apropierea dintre București și Ploiești, nu, dar nu numai nu, acest lucru, nu, sunt convins că a făcut diferența. Nu asta este argumentul. Revenind la ceea ce vreați să spuneți. Revenind la ce am spus. Deci vor fi organizate în țară forumuri de afaceri. Va fi un forum de afaceri România-Tunisia la sediul Camerei de Comerț și Industrie Prahova la noi pe 18 martie. Va fi un forum de afaceri România-Turcia, ăsta organizat la nivel de Camera de Comerț și Industria României. Știți că domnul președinte Gogulescu este și vicepreședinte la nivel de reprezentare la Camera de Comerț și Industria României. Deci acest forum de afaceri România-Turcia, care va avea loc la București, va fi... Când va avea loc? Dacă ați putea să ne spuneți și datele? Va avea loc pe 21 martie. Poate sunt ceva firme care sunt interesate să participe deja, și atunci să le oferim informația deja completă. Corect, deja s-au înscris multe firme. La noi comunitatea de afaceri turcă este a doua ca și număr de firme cu capital din Turcia. Și deja s-au înscris și continuă să se înscrie. De asta vă și spuneam că l-am pus pe tapet ca acest forum de afaceri, fiindcă contribuția Camerei de Comerț Prahova și a comunității de afaceri prahovene la acest forum, la organizarea acestui forum, va fi esențială. Vom avea o tradițională delegație din China pe 31 martie la Ploiești, din provincia Shandong. Și vom avea trei misiuni economice, vom organiza trei misiuni economice în străinătate. Una în Iran, între 17 și 21 aprilie, una în Belarus, între 11 și 13 mai,
și una în Thailanda între 20 și 26, de, 26 mai. Aceste misiuni economice sunt în plină organizare, se fac înscrieri, se face schimb de corespondență, schimb de informații între firme și partenerii din străinătate. Vor fi organizate întâlniri de afaceri în cele trei țări în care ne-am propus să facem misiune economică și dorința de participare din partea firmelor prahovene și nu numai, vor participa și firme și din alte județe, este mare. De altfel am văzut că și la anumite acțiuni pe care dumneavoastră le-ați organizat la sediul instituției au participat și firme care nu au fost din județul Prahova, au venit din Dâmbovița, din Buzău, chiar din Brașov. Așa din este. București. Din București. Sigur. Așa este și nu numai atât, avem chiar și membri firme din alte județe. Din alte apropo, județe. Câți membri aveți în momentul de față? Membrii ai Camerei de Comerț, câți sunt în momentul de față? Nu ca pot să vă spun cu aproximație, în jur de 500. În jur de 500, dar cum vă spunea și Alexandra, cum am numit, cum vom numi și acel album, catalog sau cum... Probabil că se vor mai înscrie acum, nu? Elita, da. Este elita este comunității de afaceri. Scrie, deci da. Nu, aici nu numărul contează. Da. Ci calitatea lor. Da, forța este deosebită. Și aportul lor este deosebit, inclusiv aport financiar, că e nevoie și de ăsta. Deși v-am spus, cotizațiile... Dacă... Pentru o societate nu sunt chiar nu. Mari, așa cum ați spus dumneavoastră în prima parte a emisiunii, un nivel de 500 de lei anual nu cred că reprezintă o problemă pentru o firmă. Și mai mult de jumătate din membrii noștri, să știți că sunt cotizația de 500 de lei. Și sunt cu ea plătită la zi sau aveți dator de ce aici? Asta, cum să zic, asta este o chestiune care noi nu numai că ne lăudăm, suntem și recunoscuți în sistem datorită, avem membrii loiali, să știți. Deci știți că înscrierea la cameră este voluntară și dacă firma nu vrea să mai plătească, nu mai plătește și pierde calitatea de membru, asta este, așa sunt condițiile din statut. Dar noi avem firme care... Avem firme, aveți firme care și, din anul 1990. Asta nu să vă întreb, care sunt de la începutul? Da. Deci care au rezistat în timp, care au rezistat în timp, au rezistat și în calitatea de membru al Camerei de Comerț și Industrie Prahova și pentru noi asta e mare lucru. Pentru noi și pentru comunitatea de afaceri prahoveană în general. Sigur, ați oferit foarte multe date vis-a-vis de ceea ce înseamnă evenimentele la care firmele vor putea participa atât în țară cât și în străinătate. Acum, împreună cu dumneavoastră, vom vedea și cu telespectatorii rubrica de știri, știrile săptămânii. Să vedem ce s-a întâmplat notabil din punct de vedere al business-ului în săptămâna care s-a încheiat. Am revenit la emisiune, am văzut și cifra săptămânii. Doamna Petre, târguri, expoziții, seminarii, sună frumos această sintagmă, dar ce urmează din punctul acesta de vedere în perioada următoare? Știu că va avea loc un târg la Ploiești imobiliar la finele acestei luni. La începutul lunii aprilie. La începutul lunii aprilie. Lunii aprilie. Deci toate cele pe care le-ați amintit, târguri, expoziții, seminarii, prezentări de firme, conferințe, sunt evenimente de promovare sau de socializare business. Am fost ieri la un târg, mă scuzați că vă întreb, la un târg imobiliar în capitală și am văzut că pe un spațiu expozițional destul de restrâns, nu foarte generos, foarte multe companii și-au prezentat ofertele. E drept, este o perioadă nu tocmai bună din acest punct de vedere, adică tranzacții nu sunt atât de multe cum se făcea odată, deși piața este mult mai jos, dezvoltatorii imobiliari au intrat
într-o febră în care vor să-și vândă lucrul acesta, dar nu vom discuta pentru că mai mult ca sigur vom avea o emisiune în care vom dezbate situația imobiliară în momentul de față din Prahova și din România, revenind la târguri, expoziții. Ce da, puteți să ne spuneți? Prognozele pentru anul acesta, în ceea ce privește piața imobiliară, indică o creștere, de fapt o dezghețare a acestei afaceri față de anii trecuți. Tocmai de aceea și noi ne-am propus pentru începutul lunii aprilie, mai precis perioada 1-3 aprilie, să organizăm o expoziție, un târg, de fapt, de oferte imobiliare, dar și de oferte bancare și de asigurări. Se numește Prahova Bank Imob și va fi găzduit de unul dintre cele mai mari mall-uri din Ploiești. Locație care va asigura pe parcursul celor 3 zile, practic în weekendul de la începutul lunii aprilie. Unde, de altfel, și traficul este mai mare. Da, este din punct de vedere al vizitatorilor, de undeva de 75.000 de vizitatori, ne-au spus gazdele de acolo. Și sperăm că acesta să fie un argument excelent pentru ca la firmele care s-au înscris până acum să se adauge și altele. Dar până la începutul lunii aprilie vreau să vă spun că la sfârșitul acestei săptămâni, adică vineri, sâmbătă și duminică, 18, 19, 20 martie, la același complex comercial se va desfășura târgul Expo Vacanța al Asociației de Promovare și Dezvoltare a Turismului Prahova, unde Camera de Comerț și Industrie Prahova este membru fondator. Este un târg ajuns la cea de-a noua ediție cu oferte turistice. Și este Camera de Comerț, din ce am văzut noi, și unul dintre vicepreședinții pentru că au fost alegeri, da, nu? Exact. Săptămâna trecută. Săptămâna trecută, joia trecută, pe 10 martie, au avut loc, de fapt, Camera de Comerț a găzduit adunarea generală de alegeri a Asociației de Promovare și Dezvoltare a Turismului. Unde invitatul nostru de acum vreo 3 săptămâni, dacă mi-aduc bine aminte, domnul Voican a fost... Reales președinte, de președinte, da. Președinte, iar Camera de Comerț și Industrie Prahova, împreună cu Consiliul Județean și cu San Confind, Centrul de Recuperare San Confind, au fost aleși ca vicepreședinții acestei asociații. Alte manifestări expoziționale pe care ni le propunem în această primă jumătate de an ar fi reluarea a două manifestări foarte care au avut un mare succes în perioada de boom economic și de fapt au mers și au fost apreciate cam până prin 2012-2013. E vorba de Salonul Auto Ploiești. Eram sigur că despre lucrul acesta vreți Salonul să spuneți. Auto Ploiești, nu știam, da. Trebuie să recunoaștem că nu am vorbit ce evenimente faceți, dar într-adevăr piața auto, ca și cea imobiliară, au cunoscut un recul sever lovite, exact, de criza economică și acum, da, și domeniul vânzărilor auto se pare că s-a dezghețat și acolo. Preconizează o revenire și sperăm ca dealerii auto, dar și cei care comercializează accesorii, da, auto, să fie receptiv și împreună cu noi, cu organizatorii, să pună umărul la refacerea unei tradiții frumoase care este în ceea ce privește acest târg. Practic ar fi anul acesta, ediția 16-a a Salonului Auto. Au fost anii de vârf, anii 2008-2009, când erau două ediții, ediția de primăvară și ediția de toamnă, când tot centrul orașului, așa pe insule, era ocupat cu acest salon auto, dar sperăm ca această tradiție să revină. Era perioada ușor, în care ușor, dacă vrei să cumperi o mașină, trebuia să aștepți și 2-3 luni de zile, da, până să o achiziționezi. Acum vin cei de la showroom-urile, dealerii auto, vin să te întrebe dacă nu dorești să cumperi așa o mașină. Iată, s-au întors vremurile. Era perioada în care dealerii la noi la târg vindeau foarte bine. Vindeau zeci de mașini pe parcursul a câtorva zile, ceea ce poate acum, da, exact, în câteva luni sau într-un an, dacă vând zeci de unități. Și în afară de Salonul Auto, ne-am propus tot în prima jumătate a anului, mai precis la sfârșitul lunii mai, un târg ambianță rafinament stil, care să îmbine amenajările exterioare cu grădinăritul, amenajările pentru curți și grădini în general.
să vă ajute și vremea, pentru că iată vedem că iarna se pare că s-ar reîntoarce așa timid, mai, dar deci, atunci cu siguranță să se... Totuși la sfârșitul lunii mai sperăm să fie ne pregătim de vacanță și atunci. Chiar așa, dacă ar fi o ploaie, udă florile. Exact, spunem, și arată grădina mult mai bine. Da, da. Bun, haideți să vedem și declarația săptămânii și ne întoarcem apoi din nou la emisiune. Noi nu aruncăm cu bani aici la emisiune, aruncăm așa cu evenimente, înspre aruncăm public, cu evenimente, aruncăm, haideți să aruncăm cu niște seminarii, dacă s-ar putea, în perioada următoare, ce se întâmplă din și, această perspectivă. Și acest tip de acțiuni sunt apreciate, sunt frecventate la noi la Camera de Comerț, sunt acțiuni cu mulți participanți, pentru că aduc elemente de noutate, aduc informații utile firmelor, da? Aduc oportunitatea de a interacționa cu alți oameni de afaceri, iar în perioada următoare, de fapt, o să încep cu o conferință care va avea loc chiar poimâine, pe 16 martie. Este dedicată afacerilor derulate sau conduse de femei. Ne-am gândit că fiind luna martie, luna primăverii și luna în care sărbătorim femeia și tot ce e feminin, să facem un astfel de eveniment. De fapt, anul trecut am făcut în luna iunie un astfel de eveniment în colaborare cu CECAR Prahova. CECAR Prahova, acesta, corpul experților contabili și autorizați, și contabilor autorizați, da, filiala Prahova, sunt dintre partenerii noștri de cursă lungă, de mulți ani și foarte buni. Foarte bun ca și parteneri, ca și colaboratori. Iar această acțiune dedicată femeilor de miercuri, de pe 16 martie, o organizăm împreună cu CECAR Prahova. Va fi o acțiune de anvergură, cu prezentări de firme, unde doamnele sunt antreprenori, sunt manageri, cu demonstrații, cu parade ale modei. Va fi un eveniment foarte, foarte frumos și interesant totodată. De altfel și la topul firmelor, tot revin la această manifestare, dumneavoastră știu că premiați doamnele care sunt fie antreprenori, fie administrator sau director general într-o anumită companie de succes, nu? A județului Prahova. Așa este. Deci se premiază doamnele care sunt directorul general sau acționar la firmele care ocupă primele trei locuri în top. Deci aceasta este condiția de bază. Da. În rest, ce mai fi de adăugat? Și sunt multe, după cum ați văzut. Ați văzut ce multe sunt? Da, da, da. E un lucru bun, pentru că până la urmă fiecare, femeile au și ele rolul lor în afaceri, sunt poate mai șarmante unele dintre ele, unele mai pragmatice, mai serioase, nu știu. Fiecare știe părțile bune. Ce ați mai vrut să adăugați din perspectiva acestor alte evenimente pe care le organizăm? Exact. Mai este un eveniment pe 14 aprilie, Business to More Business se numește, organizat împreună cu o firmă specializată în organizarea de astfel de evenimente, se numește doingbusiness.ro. Am mai organizat noi împreună cu ei în noiembrie în 2014 o conferință dedicată IMM-urilor. Se numea IMM Restart și această conferință aduce în atenția firmelor prezentări ale unor servicii profesionale de dezvoltare a afacerii. Și un alt seminar de informare ne-am propus să facem împreună cu reprezentantul Curții Internaționale de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț și Industria României, un seminar de informare privind acest serviciu, privind arbitrajul comercial, undeva în cursul lunii aprilie, probabil în a doua parte a lunii aprilie.
Am mai făcut noi un astfel de seminar, cred că acum 3 ani. Este un serviciu pe care este, de fapt, un serviciu. Da, este un instrument pe care Curtea de Arbitraj Comercial de pe lângă Camera de Comerț Prahova îl pune la dispoziția firmelor. Bun. Luăm o scurtă pauză pentru a vedea un calup de publicitate și ne întoarcem pentru ultima parte a emisiunii. Mervani, o casă în mijlocul naturii. O casă unde muntele nu e doar un tablou. O casă unde aerul proaspăt îți înseninează diminețile. O casă unde vacanța e o întreagă aventură. O casă unde ești acasă. Mervani, casa de la munte. Agenție imobiliară specializată în vânzarea de case pe Valea Prahovei. Relații la telefon 0244 311 200. www.mervani.ro. Rodoscom. De 20 de ani îți aducem apa acolo unde ai nevoie. 20 de ani de foraje pentru alimentări cu apă, piloți, forați, reabilitări și echipări de foraje, studii, proiecte și avize. Iar asta spune multe despre experiența noastră. Vino să ne cunoști pe www.rodos.ro. Telefon fax 0244 515 720 sau mobil 0722 378 230. De 20 de ani apa trece, Rodoscom rămâne. Pentru că dacă apă nu e, nimic nu e. Ca să fii printre românii care se fac auziți, de la primele dureri în gât, ia Faringosept. Oprește dezvoltarea bacteriilor, grăbind vindecarea. Faringosept, acum disponibil și cu aromă de scorțișoară Mentor Rom. Îți place să fie curat, dar când te ocupi de toate, când ai o muncă de răspundere, soluția este simplă. Apelezi la Stefa Invest. Stefa Invest, servicii complete de curățenie pentru sedii de firme, spații comerciale, unități bancare și sanitare, cât și pentru vile sau apartamente. Stefa Invest face lună după o petrecere trăsnet sau după construcții. Calcă rufe, spală vase, îți face tot menajul. Stefa Invest, strada Maloroșu 69A, bloc 141C1, vis-a-vis de școala Simache. Telefon fax 590963 sau 0723279128. Salon Eva Estetic. Ambianță plăcută, personal prietenos, produse profesionale. Salon Eva Estetic. Manicură cu ojă semipermanentă și gel, remodelare corporală, solar, cosmetică și coafor. Programări la 0727058510 sau pe www.saloneva.ro. Salon Eva Estetic. În Ploiești, strada Maluroș, vis-a-vis de stația de taxiuri. Salon Eva Estetic. Întoarce toate privirile. Zâmbete pe care numai tu poți să le înțelegi. Strângeri de mână și priviri furate. Amintiri pe care numai voi le aveți. Și doar aici, la Media Cafe, sunteți o gașcă. Media Cafe știe că-ți dorești mai mult. Elev sau student, ai 10% discount pentru toate produsele, pentru ca tu și gașca ta să aveți momente memorabile. Media Cafe, pentru tine și gașca ta. În Winmarkt Ploiești, pe Pasarela Nouă. Atențiune! Apare telegrama. Stop! Interviuri. Stop! Anchete. Stop! Reportaje. Stop! Informație la obiect. Stop! Telegrama. Stop! Știri de ultimă oră. Stop! Ziar pentru prahoveni. Stop! Citiți telegrama! Iată-ne la ultima parte a emisiunii din această seară, săptămâna de business. Doamna Ciobanu, am discutat ceva mai devreme și despre serviciile de arbitraj comercial. Aș vrea să ne spuneți cam ce reprezintă această sintagmă, să înțeleagă și telespectatorii. Sigur, probabil că firmele cunosc acest lucru, dar poate sunt și telespectatori care cunosc și nu prea. Da. Haideți să intrăm în detalii și să vedem despre ce este vorba. Da, deci arbitrajul comercial reprezintă alternativa privată a instanței judecătorești. Pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României funcționează Curtea de Arbitraj Internațional. Și pe lângă fiecare cameră județeană funcționează curte de arbitraj comercial.
unde se pot judeca litigii interne și internaționale și la curțile de pe lângă camerele de comerț județene. Este, spuneam că este alternativa privată, care este mult mai simplă, mult mai, în general, oamenii de afaceri e bine să apeleze la această alternativă. Curtea este independentă, nu suferă nicio influență din partea nimănui, că poate există și ideea asta, că funcționează pe lângă cameră, nu cumva este influențată în vreun fel, deci arbitrii sunt... Adică în sensul în care, nu știu, o firmă, dacă două firme au un litigiu de rezolvat și una dintre ele este membru al camerei, că nu se consideră că ar fi favorizată din acest punct de vedere. Nu există așa ceva. Dar cine sunt cei care judecă sau acești arbitri, dacă putem să le spunem așa? Sunt arbitri, există o listă cu arbitri, la fiecare curte de arbitraj există o curte de arbitri. Aceștia sunt, în general, persoane cu studii juridice, dar pot fi și persoane cu experiență îndelungată în management, pot fi și mai ales în managementul financiar, fiindcă orice litigiu înseamnă... Se ajunge la bani. Da, da. Iar... la foarte multe curți funcționează ca și arbitrii, directorii financiari ai camerelor, fiindcă sunt foarte des consultați, chiar de părți, în cadrul unui litigiu. Vreau să vă spun că firmele din străinătate nu prea apelează la instanțele judecătorești de stat. Apelează la curțile de arbitraj internațional. Chiar și la nivelul Camerei de Comerț și Industrie a României, activitatea este extrem de dezvoltată, fiindcă totuși este o curte internațională care a funcționat de-a lungul timpului, chiar și în perioada când camerele județene nu mai funcționau, respectiv în perioada comunismului. Pentru a putea apela la arbitrajul de pe lângă camerele de comerț, firmele trebuie să-și introducă în contracte clauza compromisorie. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie specificat că orice litigiu născut din interpretarea și derularea contractului va fi judecat la curtea de arbitraj și precizată curtea. Fiindcă dacă spun doar curtea de arbitraj de pe lângă Camera de Comerț și Industrie, fără să spună care, e o problemă și în general dar... Deci trebuie indicat foarte clar exact, locul unde curtea, se desfășoară... Curtea la care se care va apela se în caz de situație evită. Apelarea la arbitraj prezintă niște avantaje care nu sunt ține mai puțin un astfel de proces, dacă am putea să-i spunem așa. Deci, în primul rând, sentințele care se dau sunt definitive și obligatorii pentru părți. Deci nu mai există cu recurs, se mai poate face o contestație. Da, nu, există o singură cale de atac din se numește împotriva sentinței arbitrale, care este o acțiune în anulare, în cazul în care nu au existat motive de nelegalitate. Este singura cale de atac, dar altfel... Cred că totuși sunt puține astfel de situații absolut, care se ajunge din punctul ăsta de vedere. Da. Pormă, confidențialitate. Deci, într-un arbitraj... Știu doar părțile ce s-a întâmplat, exact, nu? Nu au acces alții decât părțile. Rapiditate. Un arbitraj internațional se derulează pe o perioadă de maxim un an. Un arbitraj intern pe o perioadă de maxim 6 luni. Trebuie plătită vreo taxă ca să... Da, și... Asta era ultimul avantaj. Costurile sunt mult mai reduse decât taxele de timbru care se plătesc la instanța statală.
se plătește, e numită tot taxă de timbru din care se plătesc și arbitrii care judecă cauza respectivă. Bun, ar mai fi ceva de adăugat din punctul acesta de vedere? Îi invităm pe reprezentanții firmelor să apeleze cu încredere la arbitraj. Cei care au probleme, nu toți. Nu, deci oricine poate să aibă o problemă. Trebuie să aibă în vedere această clauză compromisorie pe care trebuie să o introducă în orice contract comercial pe care îl încheie. Apelarea la Curtea de Arbitraj și pentru să fie foarte atentă și specifice Camera de Comerț sau Curtea de Arbitraj Camera de pe lângă și Camera Industrie Prahova, exact. De exemplu. De exemplu. Da. Doamna Petre, proiecte cu finanțare europeană mai derulați la Camera de Comerț și Industrie Prahova? În perioada aceasta avem două proiecte în curs de derulare. De fapt, sunt două proiecte cu finanțare direct de la Comisia Europeană. Este vorba de proiectul prin care Camera de Comerț și Industrie Prahova a devenit centru gazdă a centrului Europe Direct Ploiești, centru prin care promovăm acțiuni de conștientizare a cetățeniei europene. Proiectul acesta îl derulăm de la începutul anului 2013, se va finaliza la sfârșitul anului 2017, deci un proiect pe 5 ani și ne adresăm, spre deosebire de celelalte servicii ale noastre, serviciile noastre tradiționale ale Camerei care se adresează preponderent membrilor comunității de afaceri, acțiunile Centrului Europe Direct se adresează preponderent categoriilor cetățenilor municipiului Ploiești, fie că sunt ei elevi, copii, studenți, seniori, femei, da, diverselor categorii de cetățeni care sunt informate, care află informații utile în legătură cu calitatea de cetățean european. Din câte știu eu, un astfel de centru există și la Mizil, nu? Da, există. A fost primul centru în județul Prahova, pe urmă, cred, și la Consiliul Județean Prahova. Oricum aceste centre sunt pe perioadă determinată. La noi, deci 2013-2017. Un alt proiect, cel de-al doilea este Europe Enterprise Network, de asemenea finanțat direct prin Comisia Europeană. Se derulează începând cu anul 2015 până în anul 2020 și prin acest proiect Camera de Comerț pune la dispoziția firmelor servicii de internaționalizare a afacerii, adică tot ceea ce înseamnă relaționarea în afaceri pe piața externă, accesul la baze de date, la rețele de business, tot ceea ce e util unei firme pentru a se internaționaliza, pentru a pătrunde pe piața externă. Cu siguranță aceste două proiecte de care ați amintit puțin mai devreme sunt cele din exercițiu financiar pe bani europeni precedent, pentru că... Nu. Nu, asta nu. Fac parte din altă categorie de fonduri. Sunt fonduri accesate prin proiecte depuse la Comisia Europeană direct la Bruxelles. Pentru că vreau să vă întreb, săptămâna trecută am avut o emisiune cu doi consultanți pe fonduri europene și spuneau că încă nu a început depunerea de proiecte pentru noul exercițiu financiar 2014-2020 din simplu motiv că încă nu avem gata ghidurile. E fără comentarii lucrul acesta? Mă rog, mai nou înțeleg că se fac și tot felul de schimbări în minister, tot felul de restructurări, modificări, cel puțin în programul în care noi putem să, noi ca și Camera de Comerț putem să fim eligibili, e vorba de POCU, programul operațional capital uman, care înlocuiește POSDRU, da, care nu cred că are șanse curând să se... Suntem în 2016, deschidă. Până în 2020 nu mai avem foarte mult. Poate prin 2019 scriem și noi acele ghiduri și vedem dacă mai putem accesa sau nu ceva bani europeni. Haideți să vedem și știrile săptămânii și ne întoarcem pentru a trage concluzii la această emisiune. Ba
Banca Centrală Europeană a redus cele trei dobânzi de intervenție, barometrul creditelor în zona euro, aducând dobânda de politică monetară la zero pentru prima oară în istoria sa, anunța AFP citată de hotnews.ro. Dobânda la depozite, care se aplica depozitelor de lichidități pe care băncile le păstrează la BCE pentru o zi și care era de minus 0,30% din decembrie 2015, a fost redusă la minus 0,40%, a anunțat un purtător de cuvânt al BCE. Facilitatea de creditare a fost redusă la 0,25%. De asemenea, BCE a anunțat că majorează de la 60 la 80 de miliarde de euro suma pe care o alocă lunar pentru răscumpărarea de datorii, așa numita relaxare cantitativă. Banca a decis de asemenea să extindă aria titlurilor eligibile pentru aceste operațiuni la obligațiuni emise de companiile non-financiare din zona euro. În fine, banca va lansa începând cu iunie un nou program imens de credite pe termen lung pentru bănci. Guvernul României și Ministerul Finanțelor Publice au lansat cel mai mare exercițiu de transparență bugetară din România. Sistemul a fost realizat printr-un program cu fonduri europene, în valoare totală de 7,8 milioane de lei, sumă care include investiția în serverele necesare sistemului informatic, potrivit managerului de proiect Valentin Mavrodin. Sistemul va fi extins treptat la nivel național, iar administratorii sistemului speră ca acesta să devină complet operațional în 2017. După ce sistemul va deveni operațional, toate instituțiile publice vor fi obligate să introducă în timp real orice cheltuială și orice angajament în sistemul informatic. Altfel, riscă să aibă plățile blocate. În plus, în caz de erori, aplicația blochează automat plățile. Dezvoltatorii aplicației au realizat și un program de formare în instituțiile publice, prin care utilizatorii sunt învățați să folosească sistemul informatic. Legislația prevede și sancțiuni în cazul în care instituțiile nu introduc datele în sistem. Astfel, persoanele cu atribuții legate de corectitudinea datelor din instituțiile publice riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei în caz de nereguli și de la 10.000 până la 30.000 de lei în caz de refuz de a folosi noua aplicație și de a înregistra datele solicitate. Printre instituțiile cuprinse în sistem nu sunt decât unele companii și regii de stat, adică cele care sunt finanțate în proporție de cel puțin 50% din surse bugetare. Noul sistem va ușura mult activitatea Ministerului Finanțelor, dar și a altor instituții. Astfel, Curtea de Conturi va avea acces integral la sistem și va putea verifica la distanță, fără a mai fi nevoită să trimită echipe de control, aplicarea legii la cheltuielile publice efectuate de către instituții. Aplicația informatică dezvoltată de Ministerul Finanțelor va avea și o parte publică, care va pune la dispoziția jurnaliștilor și altor persoane interesate date lunare privind cheltuielile din toate cele 13.700 de instituții publice. Am revenit la săptămâna de business, tragem concluzii. Doamna Petre, discutam puțin mai devreme, înainte de această rubrică știrile săptămânii, despre acțiunile centrului Europe Direct și aș vrea să vă întreb ce urmează anul acesta să se întâmple la acest centru. După cum vă spuneam, acțiunile organizate în cadrul Centrului Europe Direct se adresează categoriilor de cetățeni europeni care sunt în același timp și locuitori ai orașului nostru. Primul eveniment care va avea loc sub formă de mai multe secvențe, așa derulate în martie și aprilie, se numește Zilele Primăverii Europene și îl organizăm prin colaborarea cu școli și licee din Prahova. E vorba de niște concursuri tematice, culturale, de lucrări artistice, de lucrări literare pe care le fac elevii. O altă acțiune a centrului nostru este participarea la Bursa Locurilor de Muncă în luna aprilie, organizată de AJOFM. Întotdeauna suntem prezenți constant la această Bursa Locurilor de Muncă. De Ziua Europei, de 9 mai, împreună cu Universitatea de Petrol și Gaze, organizăm, de fapt cu studenții universității, organizăm un eveniment, da, pe centru.
Și în perioada 26-27 mai, al patrulea eveniment în primăvara asta, concursul Romanian Business Challenge, de asta dată o colaborare cu Colegiul Economic, Virgil Magiaru. E vorba de acel concurs al firmelor de exercițiu. Sunt firme virtuale, cu activitate virtuală ale elevilor. Și are loc practic un concurs de antreprenoriat pentru viitorii antreprenori ai economiei noastre, pentru elevii liceului economic. Acestea sunt acțiunile pe Europe Direct și suntem deschiși la parteneriate. V-am spus, tot ceea ce se face în cadrul acestui proiect se adresează locuitorilor acestui oraș pe categorii de vârste, de sexe, de preocupări. Doamna Cioban, am văzut că un serviciu mai recent, de data recentă pe care îl oferiți, este certificatul RISC Partener. Despre ce este vorba? Pentru că am văzut diverse comentarii vis-a-vis de acest subiect și aș vrea să le lămuriți dumneavoastră ce face efectiv acest, sau cum eliberați acest certificat, în ce condiții și cui. Deci asta nu este chiar un certificat. Putem să-i zicem certificat, el este un raport. Care se constituie într-un instrument util oricărui manager pentru a-și manageria relațiile de afaceri. Deci, vrea să intre în relație cu o firmă, apelează la acest, solicită acest raport în care primește indicii în legătură cu solvabilitate. El este constituit în sistem semafor. Și în funcție roșu, deci, verde și galben. Da, exact. Și în funcție de este un soft, practic se bazează pe un soft. Și dă indicii destul de clare în legătură cu situația unei firme. Poți să soliciți pentru firma proprie ca să vezi în ce situație te afli, pe unde te scalzi, în legătură, cum să zic, cu posibilitatea de a intra în insolvabilitate, cu posibilitatea de a intra în datorii acumulate de-a lungul timpului, fiindcă se face comparativ pentru mai mulți ani. Poți să soliciți pentru o firmă cu care intenționezi să intri în relații ca să vezi cam pe unde se situează, dacă merită sau nu merită să o antamezi. Bineînțeles că și altul poate să solicite legat de tine. Bun, aici deci nu este certificat, asta vă spuneam, dă niște indicii, este un raport care dă niște indicii, el nu poate fi folosit ca argument într-o relație contractuală sau ceva de genul ăsta. Care sunt taxele care trebuie plătite pentru a obține un astfel de certificat? Taxa este 100 de lei, 100 de lei de certificat, se dă în format electronic, fiindcă este foarte stufos, are extrem de multe pagini în spate, dar raport se constituie într-o două pagini format A4 din care poți să tragi concluzie. Pe urmă, intri în analiză dacă ești foarte interesat de ce se întâmplă și de unde vin toate informațiile astea și de asta le eliberăm în format electronic. Dacă se solicită. Au început să fie solicitări pe acest serviciu? Da, noi am organizat un seminar de informare în legătură cu serviciul ăsta, în care a fost prezentat în detaliu. Eu aici am spus câteva cuvinte. Și pe site-ul nostru pot fi găsite câteva informații, dar oricine este interesat poate să apeleze la colegii mei din direcția de relații, unde îi se spune în detaliu ce primește pentru această 100 de lei plus TVA cu care plătește acest raport. Mai avem un minut în această emisiune, e timpul să tragem concluziile. Concluzia ar fi așa, Camera de Comerț este cea care reprezintă comunitatea de afaceri, ajută comunitatea de afaceri prin intermediul membrilor ei să se dezvolte, să-și dezvolte afacerile, să-și internaționalizeze afacerile, să se instruiască, să se informeze. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care
vor să devină membri ai camerei și nu numai. Chiar și dacă nu își pot permite că alt impediment decât acea cotizație nu aș vedea în relația. Dar situația este destul de dificilă și probabil că sunt și situații de felul ăsta. La Camera de Comerț pot primi și gratuit anumite informații, anumite tipuri de servicii pentru care camera nu e nevoită să plătească ca să le poată furniza. Deci îi așteptăm cu drag pe toți pentru a pune întrebările pe care nu știu unde să le pună, măcar. Doamna Petre? Aș avea și un mesaj pentru firmele care poate până acum nu au accesat relația Camera de Comerț. Parafrazând un ziarist care pe vremuri spunea nici nu știți ce pierdeți dacă nu vă uitați la noi, aș spune și eu, pentru firmele care nu ne-au cunoscut, nu ne cunosc, veniți la Camera de Comerț, accesați-ne serviciile, pentru că până nu beneficiați de aceste servicii, până nu reușiți să aduceți un plus afacerii dumneavoastră prin aceste servicii, nici nu știți ce pierdeți, nu? Bun. Noi am cam pierdut timpul pentru această emisiune. Nu am pierdut timpul, a expirat timpul alocat acestei emisiuni, așa încât vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în această seară la emisiune. Cu siguranță vom mai dialoga în viitor în ceea ce privește acțiunile pe care dumneavoastră le derulați la Camera de Comerț. Iar pe dumneavoastră, stimați respectatori, vă las în continuare alături de emisiunile postului nostru de televiziune și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii. Toate cele bune până atunci!